faci, domnul Pici? Trebuie să faci ce ne faci. Faci treia asta. Dacă te mari pregătă. Alu, Vici. Ești bun. Eu mă ajut să încerc. Le-am făcut memorii, le-am făcut manele și niciun. Acum are 3 memorandum. Unul de 300 de milioane, unul de 500, unul de 650. Dacă mai trebuie, mai fac încă probleme, 4-5 problema e că n-au avut unde să alimenteze fondul de rezervă. Și sunt întâlnit. E specificat. Fiecare dată când stau de vorbă cu ministrul de finanță, se spune că vreau face. Dar în viitor apropiat sau? În viitor apropiat. În viitor apropiat înțeleg unde se ne aprobă o primă tranșă de 500 de milioane, în care doar 200 vor merge la 1300 vor merge la sală. Cu 200 de milioane nu cât mai plătești? O săptămână? O lună? Să vă ajut de o gură de iulie. Când ai fost tu? O gură de oxigen. Da, e o gură de oxigen. Făcut pe gazon, refăcut gazon și e foarte iar bun. Acolo un teren e sintetic. O bază ca și dormitor. Da, sub tribuna. La tenis de masă suntem în super ligă, în primul loc cu dintre la feminin și practic, și avem încă 40 de copii, nici nu se vede în 200 mese. Avem o profesoră care a fost campionă națională. Aveam un bun. La ciclism am făcut unul niște proiecte, mi-a ajutat foarte mult pe ciclism, pentru că am avut o pistă de pantra care e foarte greu și Moldova trebuie să-i singur avem. Mi-am luat și biciclete de astea statice ca de antrenament și apoi mi-am luat și biciclete pentru 5 de mountain bike și 5 pentru șosea să participă. Nu mă primă, deci nu mă primă. Tot, foarte local. Încă 128 de biciclete de mountain bike din mobilitate, din care 4 de ori s-a adunat. 4 de ori poți să-mi iau bicicleta. Este monitorizat pentru sistem de monitorizare a traficului. Plus o să de camere. Cantină socială care va deservi toată adresabilitatea din acest punct de vedere, inclusiv programele de absorpție care se vor derula la școlile din municipiu. Iar la etajele superioare va fi sediul direcției de asistență socială, un centru comunitar integrat pe care îl desfășurăm în parteneriat cu UNICEF România. Pentru că avem o cerere foarte mare pe acest sector de învățământ antepreșcolar și avem până acum 96 de locuri la creșă, dar am solicitat
mărirea numărului până la 120 de locuri. Și atunci vom completa și cu o grupă de creșă. Da, avem un proiect cu ludotecă, care este pe proiectul, o subcomponentă a proiectului România crește cu tine și în cadrul acestui proiect vrem să, efectiv, activitatea pe care o găzim acum în cadrul creșei să fie cumva distinct organizată. La ultimul recensământ am ieșit sub 20.000, cu toate că la evidența populației vă spuneam că suntem 24.000 de locuitori cu adresă, cu drept de vot, cu toate la Moinești. Acum am făcut intervenții la MIPE, la domnul Rovințescu, am fost personal, nu au vrut să mărească, să scadă pragul și suntem în imposibilitatea de a scrie noua strategie, ce ne face să gândim dacă putem continua sau nu. Avem o sustenabilitate de 12 luni, dar e o finanțare de câteva milioane de euro pentru a susține toate proiectele care le-am avut în strategia trecută. Câteva cuvinte doar despre... Aici este o unitate primire urgență construită în... Domnul Egea, fii domnul. Mergem mai încoace, atunci, la... Nu, hai cu stai. Te prezintă Alina? Nu, eu. Doamna doctor Zlavo. Doamna doctor Zlavo. A, primitor la... O să zic eu așa și o să spui tu de tehnica de acolo, de doamna. Deci este făcut unitatea primirii urgențe în partea Consiliului Județean în 2012, după care CNI-ul a făcut un punetaj și a extins unitatea de primirii urgențe și acum este un proiect la CNI, este în partea unității primirii urgențe în partea superioară. Iar aparatura medicală pe aia vă las pe doamna doctor și vă spun eu după aia despre spitalul. Capitele medicală. În legătură cu un caz complex care necesită tratament de suscitare pulmonară, avem camera de resuscitare unde avem tot ce ține de resuscitare, adică defibrilatoare, ventilatoare, tot ce înseamnă, urgență majoră, un stop cardiovascular, tot. Pacienții sunt preluați la triaj și în funcție de coduri sunt repartizate culorile. În tratament imediat ajung pacienții care sunt de culoare, în resuscitare culoare roșie, ceea ce înseamnă coma, stop. În tratament imediat, la fel, luăm pacienții care sunt pe cod de urgență, le facem analize, avem inclusiv aparatură pentru a face analize medicale, biochimie, avem kituri de biochimie, facem biochimie, hemoleocograma care ne este dată de aparat în 2 minute și biochimia care în 15 minute. Deci putem face la urgență toate analize, inclusiv kitul pentru troponină, pentru marker cardiac. Troponină de dimer, ce care îmbe tot ce ține de analize rapide. Da. Spitalul a suportat de-a lungul timpului modificări în tot ceea ce privește atât infrastructura, cât și numărul de personal și secțiile care au fost nou înființate. Dacă acum 15-18 ani erau 28 de medici, astăzi sunt peste 120. Iar ca și angajat sunt peste 600, ori amigram, ar fi de aproape 800, sunt doar 650 posturi ocupate. E aproape toate de promenii. Sunt peste 25 de ani de când aici se execută operația la laparoscopie. E singurul primul din județ. A fost de altă premiat și trebuie și mie de România în urmă cu 2 ani, nu? Cred că și eu am avut primul care acolo. Vă spuneam de un eveniment care are loc în fiecare an în
timpul verii, în luna iunie-iulie, zilele medicale, cu participare internațională de medici, se execută operații în acea perioadă, datorită celorlalte sănătăți. De asemenea, în momentul de față, avem un proiect de tuta CNI pentru un bloc matern-infantil, un proiect de peste 20 de milioane de euro, clădire cu 5 etaje, cu heliport pe clădire. În curte funcționează un heliport construit în urmă cu 10 ani din bugetul local, de altfel este singurul spital din Moldova care are heliport în proiect. Performanțele vorbesc de la sine, pentru că aici sunt de serviciu doar 18% din pacienții care vin aici în spital sunt din municipiul Mâinești, 70% sunt din județul Bacău și 12% din alte județe din România. E cunoscut, vă spuneam că au și premiile. Acum implementăm un proiect de 3 milioane de euro pentru instalație electrică și mărire de putere, pentru că de-a lungul timpului peste 10 milioane de euro au intrat aici în spital. Foarte mulți bani, vreo 4 milioane de euro pe aparatură medicală, dotare cu aparatură medicală, pe fonduri europene, de la Ministerul Sănătății și chiar de la bugetul local. Vă spuneam de acest proiect pe care Ministerul l-a inițiat, având în vedere incendiul de la Neamț, Constanța, Valș. E un proiect care a venit. Problema e că doar 70% a fost finanțat, 30% din bugetul local, ceea ce ne-a determinat să luăm un credit de 1 milion de euro, să putem termina până la sfârșitul anului acest proiect. Sperăm ca la CNI să fie aprobat acel proiect, deja a trecut de Comisia Tehnică. Trebuia refăcut, recalculate prețurile, pentru că știți că trebuie refăcut pămările prețuri, mai mult care și materialele. Sper să ne ajutați să parcurg mersul să implementăm acel proiect cu clădire nouă anexată aici în spatele acestui clădire. Pacienta care intră la tratament imediat este venită de la Cadastru. Da, în vedere 70%, cum vă spuneam, din celelalte localități din județ, avem stația de salvare aici, tot care au început din Mâinești, de servicii de ambulanță. Dar vin în mod special la tratament și în județele Vrancea, Neamț, Vaslui, cei din Vos, în general, să revin. Sperăm în sprijinul dumneavoastră. Contează foarte mult, Adina, dacă ne spui puțin despre statutul spitalului, că are și cercetare și că, practic, și nivelul de salarizare este altul decât un spital municipal obișnuit și de-aia avem... Structurii există și un departament de cercetare, unde s-au derulat mai multe studii, și acum sunt studii în derulare. În ce privește salarizarea, putem să spunem cu mândrie că Spitalul Mâinești a oferit sporurile la maxim, acolo unde sunt secții și sporurile salariale sunt în limite. Noi am oferit la maxim aceste sporuri. Și an de an și... cu excedent. Da, adică sunt plătite salariile la maxim, dar spitalul este pe plus, adică activitatea și serviciile medicale prestate și decontate prin casă asigură și, bineînțeles, un bun management. Da? Un management de peste 23 de ani, domnul doctor evenimentul în familie ar fi fost aici, dar vă spun că eu fiind o colaborare strânsă între administrația locală, consiliul local, și managementul spitalului au ținut să vedem. De altfel, aici este așa la spitalul inițial. Da. Sunt imagini. Unde suntem noi astăzi, domnul ministru? Suntem undeva aici. Aici a crescut acest compartiment de primiri urgențe și s-a extins puțin cu ce și suntem undeva unde e cartea de onoare care vă așteaptă. Da, putem vizualiza și evoluția spitalului. Vedeți acolo prima imagine, cum arăta spitalul în atunci, în 1974, când a și luat ființă. Ultima imagine este din 2013, iar în dreapta, pe perete, avem nou proiect de extindere bloc materno-infantil, vorba de un corp de clădire ce va fi construit undeva în spatele spitalului. Ce de acolo? Eu mi-a strecut la scut activitatea, am avut spitalul de subordine, am construit și o unitate de primire urgență, am construit în pandemie o unitate modulară de 28 de pături de terapie intensivă, am avut și chiar partea de sănătate a fost prioritară mandatul în vreo de președinte de Consiliul Județean și așa am reabilitat și maternitatea, din cred că le cunoașteți mai mult. Sigur că da. Aș vrea să mai adaug, pentru că astăzi reprezint asistenții medicali,
că avem un procent foarte mare de asistenți medicali cu studii superioare și că este în creștere acest procent. Și școală rosliceală de asistenți medicali. Și avem și o filială a școlii rosliceale care funcționează în colaborare cu Spitalul Municipal de Urgență Mănești. Și o colaborare cu Universitatea din Bacău, de parte științifică. De formare. De altfel, managerul este și profesor universitar. Domnul pentru că este o onoare, prezentăm dumneavoastră. Să lăsați o urmă aici. De onoare, un sfârșit. Suntem în 6 astăzi, nu? Da, 6 noiembrie. Spitalul municipal de urgență Mâinești. Eu mai trec, mai vin. Eu mai vin aici. Mergem la primărie, lăsăm mașinile acolo.
ziua, în primul rând, domnule ministru Veștea, domnule ministru Fechet, stimați colegi primari, stimați invitați, vă mulțumesc că ați ales astăzi să fiți aici la Moinești, să vizitați un oraș care se transformă de la zi la zi prin implementarea unor proiecte, atât cu finanțare de la Uniunea Europeană, cât și cu cele de la guvern și din bugetul local. Domnule ministru, după cum ați văzut, am fost la câteva obiective, la stadionul municipal, la bazinul de not, la un proiect pe mobilitate care încercăm să-l finalizăm acum pe sfârșit de an și sunt sigur că vom și reuși, la Direcția de Asistență Socială, la Spitalul Municipal de Urgență și mai sunt proiecte pe care vi le putem arăta. Cred eu că ați văzut că municipiul Moinești a pliat pe toate axele de finanțare și iată, astăzi rezultatele vorbesc de la sine. Vă mai invit să veniți la Moinești, dar în același timp să ne sprijiniți în proiectele pe care le derulăm atât prin fonduri, cu fonduri europene, care au nevoie de implicarea Ministerului Dezvoltării și mă refer aici la cererile de rambursare, la cererile de prefinanțare, precum și la axele de finanțare ce au apărut pentru perioada 2020-2027, care din păcate încep un pic mai târziu, întrucât ghidurile nu au apărut până la această oră. Vă cer sprijin în continuare la un obiectiv principal din municipiul Moinești, o bază de tratament care la Revoluție a rămas nefinalizată. Iată, au trecut 33 de ani de atunci, suntem în stadiu de a porni o secție sanatorială balneară. În anul 2020 am predat această clădire către Ministerul Sănătății în administrare la Institutul Național Balnear. Astăzi este un proiect la Ministerul Dezvoltării, la Compania Națională de Investiții. Necesită finanțarea, de aceea vă cer sprijinul. Este unul din obiectivele principale pe care Moineștiul le are de realizat în perioada imediat următoare, pe lângă acele proiecte care vă spuneam apar pe axele de finanțare pe care deja le-ați lansat. Vă invit să ne spuneți câteva cuvinte cu ocazia vizitei dumneavoastră și ne bucurăm de acest lucru. Bună ziua, mă bucură faptul că astăzi sunt în Moinești, de altfel în cursul zilei de astăzi am fost în mai multe localități din județul Bacău, localități care au primari liberali, localități care au implementat proiecte. Sunt plăcut surprins să văd în fiecare localitate competiția care o au cu ceilalți colegi primari, o competiție benefică, o competiție care duce la progres. Sunt foarte multe proiecte care sunt într-o etapă finală și acest lucru mă bucură extrem de mult, dar în același timp mă bucură faptul că există perspective și există ambiții de a implementa proiecte noi. Știu că primarii noștri sunt implicați și scriu proiecte pe diverse oportunități de finanțare. În primul și în primul rând, cel care conduce vremelnic localitatea trebuie să creadă în acele proiecte, fiindcă altfel nu au cum să prindă contur. Orice proiect va fi dus cu siguranță la bun sfârșit, fiindcă vin din zona în care am avut șansa să implementez proiecte și pentru mulți dintre cei cu care discutam în anumite situații, știu că le stârneam zâmbete, dar ulterior, după ce am reușit să implementez proiectele, le-am demonstrat că aceste lucruri sunt certitudini. Același lucru este și aici. Văd foarte multe oportunități care au prins contur, sunt foarte multe axe de finanțare pe diverse ministere, sunt programe naționale, programe din fonduri europene. Datoria noastră este de a le sprijini. Eu venind din administrația publică, îi asigur pe toți colegii mei primari că voi fi alături de ei și vom găsi împreună soluții pentru a duce la bun sfârșit proiectele din fiecare comunitate. Bună ziua tuturor! Aș vrea la rândul meu să-i mulțumesc colegului meu de guvern și colegului meu de partid, până la urmă domnul ministru Adrian Veștea, pentru că a ales astăzi să vadă doar o mică parte din proiectele pe care primarii liberali din județul Bacău le implementează. Fie că a mers la Oituz, fie că a mers la Dărmănești, la Comănești sau acum la Moinești, rețeta a fost mereu aceeași, respectiv faptul că primarii înțeleg foarte bine necesitatea atragerii de fonduri europene, de bugete nerambursabile și primarii înțeleg foarte bine că misiunea lor cea mai importantă este aceea de a ridica nivelul de trai din fiecare comunitate, înțelegând fiecare prioritățile. Am vizitat și spitale, am vizitat și centre pentru vârstnici, am vizitat și unități de învățământ, infrastructură rutieră și nu numai, iar din acest motiv m-am simțit mândru astăzi să-i pot arăta domnului ministru performanța
colegilor noștri de la Bacău, spunându-i că dacă ziua ar fi avut mai mult de 24 de ore sau am fi avut noi mai mult timp la dispoziție, nu doar în localitățile pe care le-am vizitat, dar în toate celelalte localități conduse de primari liberali, rețeta e asemănătoare, respectiv dezvoltarea comunităților înainte de orice altceva. M-am bucurat acum aproximativ două săptămâni când tot aici la Moinești am lansat împreună cu domnul primar Vieru ghidul pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice. Aici toate arată foarte bine, și grădinițele, și școlile, și spitalul, însă cu siguranță astfel de oportunități de finanțare sunt benefice nu doar pentru Moinești, ci pentru toate OAT-urile din România. Așadar, domnule ministru, până data viitoare când ne vizitați orașul, vă mulțumesc în numele colegilor mei pentru vizită și sper că ați avut o zi plină astăzi de activități din care fiecare dintre noi să învățe. Mulțumesc! Vreau să-i spun și eu două cuvinte domnului ministru și să-l surprind cu ceva pe care am lăsat la urmă în mod special. Să-ți mulțumesc că mi-ntorci vizita pe care eu ți-am făcut-o la primărie acum vreo 9 ani, dacă mi-amintesc bine, cu fostul viceprimar al Bacăului, cu Radu Ababei și cu ceilalți, când eram într-o vizită la Râșnov. Și iată că astăzi a venit vremea să... Între timp lucrurile s-au mai schimbat, nu mai suntem primari niciunul, nici altul, dar îți mulțumesc. Am apreciat de atunci, chiar dacă era sâmbătă, că erai la primărie și că ne-ai primit foarte frumos. Și bineînțeles toată activitatea. Îți mulțumim, contăm pe sprijinul dumneavoastră ca ministru. Avem mare nevoie, așa cum spunea și domnul primar, și sperăm din tot sufletul pentru toți moineștenii să trecem de acest blestem și să vedem un constructor la baza de tratament. Este obiectivul numărul unu pe care îl are, sunt convins, și primăria și toți ceilalți care lucrăm și sprijinim proiectele pentru Moinești. Vă rugăm din suflet și Doamne ajută să vedem și acest obiectiv finalizat pentru moineșteni. Îți mulțumesc! Mulțumim frumos, vă invităm în biroul primarului. Și mulțumim și presei pentru au răspuns invitației.